Alo und herzlich Bine ați venit la Media Clagemaur TV din studioul Karlsruhe. Cât de mult, dragi telespectatori, măsurăm noi părerile diverse cu două măsuri diferite, reiese din nou din următorul exemplu. Anunțul deputatei cu afacerile externe ale UE, Catherine Ashton, este clar și răspicat. Evenimentele politice din Ucraina trebuie urmărite fără violență, conform standardelor democratice și în mod constituțional. Uniunea Europeană observă atent și cu grijă situația. Atent și cu grijă este observată însă doar situația din estul Ucrainei. Față de ce se întâmplă în Ucraina de vest, SUA și UE închid în continuare ochii. Parola ar fi mai credibilă dacă ar fi valabilă pentru toată Ucraina și dacă și altor actori li s-ar arăta cartonașul roșu. Reamintim că aceste informații se evaporă iarăși din presă. În timp ce la Donetsk și Kharkov activiști proruși asaltează autorități, în capitala Ucrainei, membrii ai sectorului de dreapta și ai așa zisei autoapărări a Maidanului iau cu asalt Curtea Supremă. Atacul flagrant asupra justiției independente nu stârnește la mass media occidentală prea mare atenție și îi lasă și pe cei răspunzători politic rece. Încă un exemplu. În Parlamentul ucrainean, Petro Simonenko, liderul Partidului Comunist, și-a exprimat nemulțumirea referitor la acțiunile violente ale conducerii de tranziție față de activiștii proruși din estul țării. Voi faceți astăzi totul ca să intimidați pe oameni. Arestați oameni, combateți oameni care sunt de altă părere. În timp ce Simonenko manifestă această opinie separată, este bătut și îndepărtat de la pupitrul de vorbitor. Я прошу заспокоїтись. Перерва на 10 хвилин. Sunt acestea standardele unui stat de drept și democratic despre care vorbea doamna Ashton? Punct final. N-am putea noi face o schimbare? Ca în loc să le tot ținem oponenților noștri arătătorul întins sub nas să trăim statul de drept și drepturile omului? Am ajunge astfel mult mai departe decât prin confruntări și învățături morale fariseice. Aceste cuvinte pline de sens vin de la Jürgen Tadenhofer, să ne gândim la ele și să le luăm în considerare. Vă dorim, dragi telespectatori, o seară plăcută în continuare!